Regatele lui David și Solomon au existat așa cum sunt descrise în Biblie. După multă bătaie de cap, se pare că regatele biblice ale lui Solomon și David au existat, conform unei noi cercetări. Detalii noi ale cronologiei evenimentelor au apărut în vechiul oraș Gezer, situat în sudul Levantului. Acesta include porți, ziduri de apărare și o clădire administrativă mare, datată la începutul secolului al X-lea înaintea noastră, care coincide cu perioada de timp în care a domnit regele Solomon, așa după cum a fost menționat în Biblie. Datarea cu carbon radioactiv și cronologia regatelor lui David și Solomon. Un studiu recent al ruinelor antice din Gezer confirmă faptul că orașul are o vechime de 3000 de ani. Studiul aduce dovezi noi, care contribuie la dezbaterile în curs despre acuratețea istorică a narațiunii biblice. Mai exact, abordează întrebările legate de extensia regatelor legendare ale lui David și Solomon. Deși, în niciun moment nu pretinde că a existat o monarhie unită a izraeliților. Gezer, caracterizat ca un tel, adică ca o movilă artificială, formată prin acumularea de straturi de așezări umane de-a lungul mileniilor, are o istorie care datează de peste 3600 de ani până în epoca mijlocie a bronzului. În această perioadă a servit ca oraș-stat cananit semnificativ, situat în Sefelah, regiunea deloroasă, poziționată între Ierusalim și câmpia de coastă. Studiul s-a concentrat pe un singur strat, stratul numărul 8. Gezer este menționat în textele egiptene, asiriene și biblice, surse care au o importanță diferită pentru reconstituirea istoriei. Textele egiptene și asiriene sunt contemporane cu evenimentele pe care le descriu și, prin urmare, sunt acceptate în general ca descriind evenimente reale, în ciuda părtinirilor politice ale autorilor. Textele biblice au fost scrise cu câteva secole mai târziu și, astfel, realitățile istorice din spatele lor sunt mai puțin clare și mai mult dezbătute, scriu autorii studiului. În ultimii 40 de ani, numeroase studii au dezvăluit faptul că rămășițele antice împrăștiate în Israel, despre care se credea inițial că erau asociate cu David și Solomon, au fost de fapt datate la aproximativ un secol după presupusa perioadă în care ei au domnit. Această acumulare de dovezi sugerează o lipsă de argumente concrete pentru a susține extensa istorică a acestor regate. Astfel, mulți savanți au respins acest studiu și alte studii ca acesta, în general, ca fiind motivate politic și religios și lipsite de orice argument. Nici conflictele politice și religioase din Levantul zilelor noastre nu au ajutat la clarificarea unor chestiuni atât de delicate. Nu așteptam la aceste rezultate, spune dr. Lindell Webster, autorul principal al studiului, citat de Haaretz. Mă așteptam la date ulterioare, similare cu ceea ce vedem în așezările aflate mai la nord. Dar aici se întâmplă ceva diferit, ce încă nu puteam explica. Cercetătorii au adunat monstre de materiale organice, predominant semințe carbonizate din straturi specifice de la Gezer, corespunzătoare unei perioade cruciale, care se întinde pe aproximativ 400 de ani, între anii 1300 și 900 înainte de Hristos. Scopul a fost coroborarea acestor constatări cu evenimentele descrise în textele menționate anterior. Cronologia datelor de la Gezer se aliniază îndeaproape cu cele găsite în alte așezări din secolele al XI-lea și al X-lea înainte de Hristos, din regiunea Sefelah, cum ar fi Kirbet Kuyafa și Kirbet al-Rai. Aceste situri, excavate sub conducerea profesorului Iosef Garfinkel de la Universitatea Ebraică, au fost considerate de arheologii mai tradiționaliști ca fiind dovezi care susțin narațiunea biblică, care relatează extensa unui regat puternic condus de David și Solomon. Acest lucru îi pune în discuție din nou pe David și Solomon, pentru că sunt implicați în cel puțin o parte din arhitectura monumentală din zonă. Sau cel puțin nu îi putem exclude, a adăugat Webster. Cu toate acestea, în anii 1990, a apărut o schimbare către o perspectivă mai critică a utilizării arheologiei pentru a valida narațiunile biblice, în funcție cu oameni de știință, precum profesorul Israel Finkelstein de la Universitatea din Tel Aviv. Finkelstein a efectuat studii de ceramică și datare cu carbon radioactiv, în special la Megiddo și Hazor, dezvăluind că porțile masive ale orașului datează din secolul al IX-lea înainte de Hristos. Această constatare a contrazis cronologia biblică, plasându-le cu un secol mai târziu decât presupusul timp în care au domnit David și Solomon. Finkelstein se grăbește să sublinieze faptul că un studiu de această natură este prea limitat în abordarea sa pentru a face o astfel de afirmație. Incendiul de la Gezer a cuprins situl din Canaan, dar a produs daune minore. Poarta masivă ar fi putut fi intrarea în orașul biblic Gat. Datarea cu carbon nu poate identifica constructorii unei structuri.
cu utilizarea sa, înseamnă excluderea posibilităților în afara unui interval de timp specific. Așa cum a menționat Webster. Ea și colegii ei au prezentat mai multe ipoteze cu privire la dezvoltarea Gesher și altor așezări în Sefelah, în secolul al X-lea, înaintea noastre. Acestea includ apariția căpetenilor cananite locale, influența tot mai mare a filistenilor asupra câmpiei de coastă din apropiere, o expansiune timpurie a lui Iuda sau Israel, sau o combinație a acestor factori. Dezvoltarea unei cronologii bazate pe carbon radioactiv la Tel Gezer, un set cu conexiuni istorice deosebit de bogate, ilustrează rolul crucial pe care îl poate și trebuie să-l joace datarea cu carbon radioactiv în reconstituirea istoriilor individuale ale setului. Rezolvarea dezbaterilor de lungă durată și testarea posibilelor corelații între vestigiile arheologice și sursele scrise, au declarat autorii studiului.